Un proiect de hotărâre de guvern aflat în dezbatere prevede ca anul 2019 să aducă o majorare a salariului minim brut. Dacă acest proiect intră în vigoare, România ar avea un motiv de bucurie. Toate bune și frumoase, însă există și o mică problemă. Odată cu creșterea salariului, va crește și suma pentru Casa de Asigurări de Sănătate. Ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie de la data de 1 ianuarie 2019, va crește totodată și suma pe care persoanele fără venituri vor trebui să o plătească la fisc dacă vor să se asigure la sănătate de bunăvoie. Vorbim aici despre faptul că dacă până acum plăteau 1140 de lei, adică 10% din 6 salarii minime brute, de acum înainte vor plăti suma de 1230 de lei. În urma creșterii, salariul minim va ajunge la 2050 de lei. Pentru a putea plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate, persoanele fără venituri pot depune oricând declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Asigurarea devine efectivă din momentul depunerii declarației. Însă este necesară și încheierea unui contract de asigurare cu Casa de Sănătate. Pentru ca această majorare să fie valabilă, mai întâi majorarea salariului minim brut trebuie să intre în vigoare și să fie publicată în Monitorul Oficial.